Hei ce faceți, sunt Pisica și bine v-am regăsit cu un nou video. Astăzi o să reacționez la pozele mele de model, pozele mele profesionale făcute la fotografi, poze nud și în lenjerie pe care le-am făcut în 2020 și 2021, pentru că anul acesta nu am mai fost la ședințe cu fotografi. De când am devenit eu din ce în ce mai bună la fotografie și la editare, nu m-am mai dus la ședințe cu fotograf. Eu o să mă uit pe laptop la poze, dar vouă o să vă apară pozele pe ecran. Înainte să începem, vreau să vă zic cum mi-a venit ideea să fac acest video. Eu sunt o persoană foarte organizată și am început să-mi fac tot felul de albume în telefon cu poze, pentru că asta este jobul meu și vreau să fiu cât mai organizată, și am început să-mi fac un album cu best photos, unde am vreo 400 de poze și de fiecare dată când fac o poză care mi se pare, o pun acolo la best photos. Mi-am mai făcut un album tot așa foarte recent cu postări pentru Twitter, să am clar în minte ce vreau să postez pe Twitter și ce vreau să postez strict pe Only. Și apoi mi-am mai trecut prin cap să-mi fac un album cu postări făcute cu fotografi, poze pe care nu le-am făcut eu cu mine. Și după ce mi-am făcut acest album, m-am gândit, aș putea să fac și o reacție la aceste poze, pentru că, nefiind făcute de mine, la unele am diverse opinii. So, yeah. Să începem acum cu pozele. Primele poze sunt acestea în body-ul ăsta roșu, pe care nu este al meu, l-am primit acolo la ședința foto. Prima poză mi se pare meh, nu știu, mi se pare că peruca mea arată foarte fake și acest lucru este foarte vizibil în multe poze, dar mă rog, nu știu, i-aș da un 7 din 10 aceste poze, sau hai 8, că altele sunt mai nasoale. Și una este chiar foarte nasoală, dar tot am zis să o bag în acest video. Următoarea poză este tot una din setul acesta cu body-ul roșu și anume aceasta, care îmi place foarte mult. Se vede că este editată și de mine. Pe multe din pozele astea le-am reeditat și eu foarte puțin. Îmi place cum se vede compoziția, nu știu, îmi plac ferestrele cu perdelele alea, cu cum stau eu, mi se pare că sunt foarte bine încadrată și fața mea it's on point, la fel și corpul, nu știu, deci poza asta îmi place mai mult decât prima. Următoarea poză, tot cu acest costum roșu, este o poză pe care am redescoperit-o recent și am folosit-o de Halloween-ul acesta, am postat-o și pe Twitter și pe off-ul de Halloween. Când mi-am făcut poza asta, mă rog, erau mai multe cu candelabrul ăsta, dar toate pretty similar. Când mi-au făcut poza asta, când mi-a făcut fotograful, nu erau mai mulți oameni, când mi-a făcut fotograful poza asta, nu mi-a plăcut deloc și mi s-a părut sinistră și cred că n-am postat-o vreun an, pentru că e făcută în 2020, dar vreau să zic că cred că prima oară am pus-o undeva public după un an, pentru că nu mi-a plăcut deloc. Mi se părea că fața mea este oribilă în poza asta. Dar, cu ocazia Halloween-ului, mi-am dat seama că este chiar o poză potrivită de Halloween, nu știu, mi-a dat vibe-ul că s-ar potrivi anul ăsta de Halloween, așa că de asta am și postat-o. În rest, corpul mi se pare că mi se vede foarte bine și lumina la poza asta mi se pare mișto, nu știu, mi se pare o poză mișto. Singura chestie care nu-mi place este fața mea, care pare speriată, dar de asta am și folosit-o de Halloween. Următorul calup de poze sunt acestea, cu masca asta și sutienul și, mă rog, și niște chiloți. Masca și sutienul sunt din piele și i-am primit la ședința foto. Chiloții pe care o să vedeți în următoarele poze sunt ai mei de acasă și sunt dintr-un un cu totul alt material, dar they worked. Poza asta, nu știu ce să zic, think it's fine, cred că tot un 8 i-aș da ca primei alea. Următoarea, nu știu, deci mi se pare că poza asta ar putea avea un potențial bun, dar stau cam răcoșată și, nu știu, nu am atitudinea corectă în ea, dar mi se pare o poză care ar fi putut avea un potențial.
Următoarea, am stat că pe mine mă tot scoate din poze. Următoarea poză este una tot din acest set. Este aceasta cu fondul galben, o poză care, nu știu, cred că aș da un 7, dar da, nu știu ce să comentez mai mult despre ea. Următoarea este o poză în care râd și nu aveam buze puse atunci. And it looks bad, nu știu, sunt. Cred că motivul pentru care nu-mi plăcea să mă duc la fotografi înainte era că nu-mi plăceau deloc buzele mele. Și mi se pare că, nu știu, partea asta a feței ruina pozele. Dacă nu le făceam eu și știam exact cum vreau să mă văd. Deci, nu știu, multe poze nu-mi plac pentru că nu-mi plăcea gura mea de la momentul ăla, before I did my lips. Deci, da, poza asta mi s-ar părea foarte mișto dacă aș avea o buză de sus. Nu-mi place cum mi se văd dinții. Nu știu, pare naturală, which gives it points. Următoarea poză este singura cu ținuta asta care a fost decentă încât să o păstrez. Nu știu, nu mă dă pe spate, niciun caz nu e poza mea favorită, dar a fost singura decentă pe care am făcut-o cu ținuta asta pentru că, nu știu, eu de fiecare dată când mergeam la ședințe foto, fotografii îmi făceau poze, mi le editau și nu știu dacă păstram jumătate din ele pentru că nu-mi plăceau deloc. Deci, nu știu. Asta este singura poză cu ținuta asta gri metalică pe care am păstrat-o și da, e tot o ținută pe care nu o am, era de acolo din recuzită. Asta este una din pozele mele preferate. Este o ședință foto pe care am făcut-o cu George Pantelion, cu care am fost și sunt prietenă amică. Și mi-a plăcut foarte mult poza asta și mai am una la fel tot așa în lanul de Floarea Soarelui, o poză făcută vara, nu știu, îmi place foarte mult, îmi place cum stau, îmi place părul meu cum se vede cu Floarea Soarelui, îmi place lenjeria albă care se potrivește foarte bine cu florile. Da, eu am ales eu din ținuta și aceasta este o altă poză tot de acolo, culorile ale sunt ușor diferite. Sunt editate ușor diferit, dar îmi plac foarte mult pozele astea din lanul cu floarea soarelui. Deci, nu știu, asta este super cute, cealaltă de așa mai kinky un pic. Următoarea poză, asta este una din ultimele mele ședințe foto, făcute anul trecut, cum ar veni, mă rog, 2021. Și, da, nu știu, nu-mi place cum mi se văd neapărat picioarele. Dar nu știu ce. Nu-mi place cum e încadrată, de fapt, poza asta. Este dat tot un 8, ceva de genul ăsta. 10 fiind pozele alea din lanul de Floarea Soarelui, pentru că alea mi-au plăcut foarte mult. Mai am multe poze de astea cu iepuraș. Asta e mai ok. Mi se pare că e încadrată mult mai bine și îmi place cum arăt. Asta ar fi așa un 9, dar tot nu mi se pare o poză care mă dă pe spate. Iar am ieșit din greșeală din poze, că mă uit la ele pe Messenger, le-am trimis unei prietene ca să le am așa mai ușor decât să stau să dau, să mi le trimit pe mail sau whatever. Următoarea poză este aceasta care este aproape identică cu prima din cele de iepurași pe care le-am arătat, mă rog, it's fine. Parcă e mai bună decât cealaltă, deși nu știu, nu-mi place cum e încadrată, deci mi se pare că este prea multă plapumă în partea de jos și sus mi se termină destul de aproape de cap, deci nu-mi place cum e încadrată. Și asta este poza mea preferată din shooting-ul ăsta de iepuraș, din literally this is, I love it, îmi place cum stau, îmi place cum m-au editat, îmi place cum se vede în jur, îmi place tot decorul, deci îmi place. Asta este o poză care, în opinia mea, este încadrată foarte bine, editată bine, culorile bombă, pielea îmi place cum mi se vede, cum mi-am editat-o, I like it.
Rotarea poze și asta îmi place foarte mult. Mi-a plăcut atât de mult încât mi-am pus-o pe de profil în mai multe locuri. Deci mi-a plăcut foarte mult poza asta. Îmi place cum îmi stau și mâinile. Îmi place zâmbetul meu. Deja aici aveam buzele puse mai ca lumea, adică mai mari. Îmi place și părul cum îmi stă. Aici nu mi se vede peruca fake. Bine, e și altă perucă, dar nu știu, îmi place poza asta. I-aș da un 9,5. Nu știu dacă chiar aș da un 10, dar 9,5 sigur. Poza asta mi se pare editată cam nașpa la culori, de nu știu, mi se pare niște culori cam not ok. Și fața mea nu-mi place cum mi se vede aici. Nu știu, parcă și părul îmi stă ciudat, mi se termină așa brusc, nu știu cum să descriu asta, nu. Asta e my least favorite din pozele cu lingeria asta. Pozele care urmează o să vedeți că sunt cenzurate, au câte o inimă pusă pentru că halatul acela era transparent. Poza asta mi se pare ok, arăt bine în ea, dar nu-mi place unghiul din care e făcută, nu știu, a little weird, dar e ok, am părul mișto, fața mișto, da, nu știu ce să zic. Următoarea, asta este poza mea preferată din cele care stau în picioare în halatul ăsta, nu știu, îmi place enorm de mult poza asta, îmi place compoziția, îmi place cum este încadrată, îmi place lumina, îmi place fața mea, îmi place corpul meu, gen, da, I love it. Asta este o poză de nota 10, așa alea din Lanul cu flori. Asta este tot o poză aproape identică, dar am decis să o pun, deci asta are tot 10. Poza asta, nu știu, i-aș da un 9. Nu știu, nu, e ceva care nu-mi place prea tare la ea. Poate pentru că e pusă pe un fundal foarte simplu, era o perdea și un geam în spate. Evident, pozele astea sunt în aceeași zi. Următoarea poză, asta... nu știu, acum că mă uit la ea a 100-a oară, mi se pare mai ok, dar prima mea impresie a fost că parcă stau cam ciudat, gen cam o expresie cam ciudată la față, gen așa cam de, nu știu cum să zic. Acum îmi place, i-aș da un 9, deci I like this one. Mi-au plăcut cam toate pozele în ținuta asta, asta îmi place puțin mai mult. Mi se pare că arăt mai bine, dar la asta nu-mi plac culorile, nu-mi place cum mi se vede părul, e prea galben, what the fuck. Peruca asta era mult mai spre alb în realitate, deci nu știu. La asta nu-mi plac culorile atât de tare, dar îmi place mult mai mult poziția și fața mea și cum arăt. Următoarele poze sunt cele nude pe care trebuie să le cenzurez un pic. Poza aceasta este o poză foarte mișto, nu știu, îmi place de mine cum stau, îmi place poziția, îmi place cum arăt, îmi place cum am fost editată, a trebuit să o cenzurez pentru YouTube, dar am postat-o pe, oh my god, am început-o por mașină, am postat-o pe Twitter, pisica 1009, complet necenzurată, scaunul ăla nu prea îmi place, nu știu, locul în care sunt așezată, it's not the best, dar eu arăt bombă în ea. Apoi mai sunt pozele astea făcute tot în aceeași zi, tot nude, dar din nou nu-mi place pe ce stăteam pe marginea unei canapele, nu-mi place, îmi place fața mea, dar decorul putea fi better. Asta este tot o poză pe scaun, nu știu, nu mă mor după ea. Dar it's ok, e mai bună decât multe altele. Iar m-a scos. Ok, și acum încep alte calupuri de poze. Poza aceasta e o poziție cam ciudată. Nu știu ce să zic despre ea, mi se pare că it's my best position. But could be worse. A
Păi asta mi se pare tot așa, nu știu, m-am simțit cam ciudat că fotograful m-a pus să stau în poziții de-astea care mie mi se par de carte de joc, nu știu cum. Deci eu când eram mică, jucam foarte multe cărți cu bona mea și ajunsesem să am un pachet de cărți cu femei în costum de baie și lingerie și multe din ele aveau fix poziția asta, deci nu știu, poate asociez eu ceva, dar nu mi se pare a very good position. Nu știu, nu-mi plac pozele astea cu... Nu-mi place cum stăteam, dar I guess it's fine. Nu știu, mi se pare greu să mă uit la poza asta, gen, îmi vine să mă întorc, să mă uit așa sau să mă întorc invers. But, da, nu știu, arăt bine la corp, atât pot să zic. Următoarea, asta este, cred că, poza mea preferată, una din top 3. Îmi place foarte mult, îmi place tot la ea, îmi place poziția. Asta este o poziție naturală pe care aș face-o fără să-mi zică cineva, stai în poziția aia, nu știu, gen, asta a fost o poziție naturală, nu mi-a zis nimeni să stau în ea și that makes it better. Deci da, îmi place tot la... Îmi plăcea canapeaua asta, era o canapea roșie, destul de bougie, nu știu cum să o descriu, deci decorul mi-a plăcut, asta îmi place și cum stau. Și apoi, poza asta este sinistră. Deci este sinistră, este poza pe care o urăsc cel mai tare, mi se pare cumplită. Deci, ca să vă explic, când mă duc la fotografi, eu le zic care sunt insecuritățile mele, ca să știu cum să mediteze corpul. Și eu am, nu știu, trei chestii pe care le zic, și anume vreau buzele mai mari, indiferent de cât de mult acid am în buze, mi se pare că mereu pot fi făcute mai mari și zic chestia asta. Editați-mi buzele să fie mai mari, apoi zic editați-mi mâinile să fie mai subțiri, deci asta cred că este de fapt problema mea numărul 1. Trăiesc mereu cu impresia că am mâinile groase sau, mă rog, că stau în poziții care fac mâna spală și mai groasă și mereu zic editați-mi mâinile să fie mai subțiri. Și a treia chestie pe care zic este editați-mi fundul pentru că știu că nu am și că sunt foarte plată, dar fotograful, când a auzit editează-mi fundul, mi-a făcut chestia asta care arată literally atât de fake. Deci zici că a luat, nu zici că mi-a editat fundul gen să-mi mărească, zici că a luat fundul cuiva și l-a pus pe poza mea, deci nu zici că este fundul meu mărit, zici că este fundul altei persoane și gen looks so fake, Doamne. Deci cred că am postat poza asta, dar am șters-o sau am încercat să o ignor, să o duc acolo în jos, să tot postez chestii ca să nu se mai vadă, nu știu, I just don't like it, adică când am zis că vreau fund mai mare, mă referam că a little bigger, nu ca al unei alte persoane. Și acum, ultima poză pe care o am este aceasta, care îmi place și este mișto și mulți oameni au zis că it's nice, nu știu, poza asta a fost destul de plăcută. Dar nu-mi place fața mea pentru că este făcută când nu aveam niciun pic de acid și nu-mi plac buzele mele deloc. Deci fața mi se pare că strică poza și la fel și cum pică lumina pe perucă, nu-mi place. Mi se pare că părul meu arată foarte fake. Well, it is fake, dar nu-mi place cum stă lumina pe păr, pe perucă și nu-mi place că nu am buze și lună. O să mi se pare că am un zâmbet cam ciudat, dar așa ca și idee și ca culori și în rest de la gât în jos mi se pare o poză mișto. Da, cam acestea au fost pozele pe care le-am selectat să reacționez la ele. Am mai multe de atât, vă dați seama, dar mi se păreau cam, unele mi se păreau chiar, nu știu, nașpa și nu aveam ce să zic despre ele. Also, am foarte multe poze pe care nu le mai am pentru că mi le-am șters, pentru că mi se păreau că they are bad. Deci, da, aceasta a fost reacția mea la pozele mele nude, profesionale și în lingerie făcute de fotografi. Dacă v-a plăcut acest video,
Nu ezitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez. Vă pup și ne vedem data viitoare!